Vreau să vă mai întreb ceva. Ce părere aveți despre declarațiile lui Șumudică? Știți ironiile lui la adresa dumneavoastră, că vă caută pe Google, că ați dispărut de când se juca Cupa Cupelor? Ați citit, că știu că le citiți. Nu pot să cobor la nivelul lui Șumudică. Eu am făcut declarația care am făcut-o pentru că aruncă așa un fel de tupeu obraznic, cum spunea Angelo Niculescu, un felul în care se ofertează pe la fel de echipe. E normal să fie un decalaj de palmare între mine și el, că el are vreo 50 și ceva de ani, iar eu am 75. Iar eu, practic, din 2003 n-am antrenat când el, de fapt, cred că își punea ghetele în cui. Deci are un limbaj și o atitudine care, din păcate, nu caracterizează nici frumusețea, harul de expresii al celor din Grand, pentru că nu întâmplător cei care iubeau această echipă erau mari scriitori, mari artiști, oameni deosebiți care foloseau umorul. La el umorul nu există, există mai mult o agresivitate de a-și rezolva problemele în principal financiare. Sunt și eu curios dacă găsește pe undeva în fotbalul nostru, care este la ora actuală, își propune cu atâta siguranță stafful lui, un staff care costă în jur de 500.000 de euro. Este imens pentru fotbalul românesc și de aici dați-mi voie să cred că este mai mult materialist declarativ decât din niște amănunte pe care nu vreau să le divulg, de că oamenii care au lucrat cu el în postura de conducători au o părere mai mult, hai să fiu un puțin mai dulceag așa, tare rezervată în ceea ce privește capacitatea lui pur fotbalistică. El e zgomotos, dar zgomotul nu aduce în joc cu siguranță eficient echipei și nu schimbă în favoarea ta tabela de marcaj. E în regulă, mister, mulțumim mult de tot. A fost Cornel Dinu cu păreri foarte, foarte interesante, așa, și mai știi cum e, câte o săgeată așa, nu? Câte o săgeată marca mister.